domnule ministru Mircea Fechet, dragi consilieri ai Consiliului Local al orașului Ghimănești, dragi invitați, preacucenici părinți, stimați locuitori ai orașului Ghimănești. Prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 358 din 15.10.2024, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Ghimănești pentru această dată, întrucât din numărul total de 19 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 129, din 8.04.2024, pentru Consiliul Local al orașului Ghimănești, au fost validați un număr de 19 consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Doamna secretar general, vă rog. Cei 19 consilieri locale aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești, au fost convocați conform prevederilor articolului 116, aliniatul 3 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Din cei 19 consilieri aleși, sunt prezenți 19 consilieri, astfel că ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Scopul ședinței de astăzi, depunerea jurământului de către consilierii locali, primar și constituirea Consiliului Local al orașului Ghimănești, urmarea alegerilor autorităților publice locale din data de 9.06.2024. Conform prevederilor articolului 116, aliniatul 4 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, cel mai în vârstă consilier este domnul Ardeleanu Tomița, născut la data de 2.03.1951, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Banu Mihai Răzvan și doamna Negra Anca Elena, născuți la data de 27.08.1991, respectiv 14.07.1988, care sunt invitați să preia conducerea ședinței. Dau cuvântul domnului președinte de vârstă, domnul Ardeleanu. Vă mulțumesc! Vă prezint proiectul ordinii de zi. Punctul 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești. Iar punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul orașului Ghimănești. Pentru punctul 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, dau cuvântul doamnei Daniela Chirilă, secretar general al orașului, pentru a prezenta încheierile judecătorii Moinești, prin care s-au validat mandatele consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 9.06.2024. Doamna Chirilă. Vă voi prezenta încheierea ședinței din Camera de Consiliu din 9.10.2024 a judecătoriei Moinești, pe rol fiind cererea formulată de secretarul general UAT Ghimănești privind validarea mandatelor de consilier local în Consiliul Local la alegerile locale din data de 9.06.2024. Instanța, deliberând asupra cauzei civile de față, în numele legii, dispune: în temeiul articolului 114 din OUG numărul 57/2019, validează mandatele candidaților Ciobanu Adrian, Șișca Maria Laura, Laic Robert Constantin, Sichin Gian, Prisacariu Elena Mihaela, Cosma Florin Ionuț, Banu Mihai Răzvan, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Ciubotaru Neculai, Constantin Ștefan, Enache Codruț Nicolae, Olteanu Dorel, Ardeleanu Tomița, Negrea Anca Elena, aleși pe listele Partidului Social Democrat, Conrad Paul și Amarică Elena, aleși pe listele Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, Sarca Valentin Cristian, ales pe listele Partidului Uniunea Salvați România, și Ilie Lucica, ale
Partidului SOS România, toți în funcția de consilier local al Consiliului Local din orașul Comănești, județul Bacău, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților. Și urmează să vă prezint și încheierea Camerei de Consiliu din data de 11 octombrie 2024 privind alegerea supleanților. Pe rol fiind judecarea cererii formulate de secretarul general OAT Comănești privind validarea mandatelor de supleanților pentru Consiliul Local, instanța, deliberând asupra prezentei cauze, constată în numele legii, dispune, validează mandatele consilierilor supleanți pentru Consiliul Local al orașului Comănești, respectiv a domnilor Șopârtoc Teofil Cristinel și Darie Irinel, aflați pe listele Partidului Național Liberal, pronunțată astăzi 11.10.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților. Vă voi prezenta în continuare un moment, procedura prin care se va depune jurământul de către consilierii locali. În conformitate cu prevederile 117 din codul administrativ, consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul în formulă religioasă sau fără formula religioasă, este alegerea dumneavoastră. Jurământul va fi depus după următoarea procedură. Domnul președinte de vârstă va invita în ordine alfabetică consilierii locali pentru a depune jurământul, iar aceștia, pe rând, vor veni în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și pe Biblie și va da citire jurământului, după care va semna jurământul de credință imprimat pe un formular special. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar un exemplar va fi înmânat consilierului local. În timpul depunerii jurământului, rog asistența să se ridice în picioare. Invit consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, în ordine alfabetică, să depună jurământul. Numărul 1. Amarica Elena. Partidul APA. Subsemnată Amarica Elena, candidată consilierul Consiliului Local al orașului Comănești, județul Bacău, din partea Partidului APA, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ardeleanu Tomița, din partea Partidului Social Democrat. Subsemnat Ardeleanu Tomița, validat consilier al Consiliului Local al orașului Comănești, județul Bacău, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul 3, Banu Mihai Răzvan, din partea Partidului Național Liberal. Subsemnatul Banu Mihai Răzvan, candidat consilier în cadrul Consiliului Local al orașului Comănești, județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1, în ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al orașului Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul 4. Ciobanu Adrian, Partidul Național Liberal. Subsemnatul Ciobanu Adrian, validat consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Comănești, județul Bacău. Depun următorul jurământ în fața Consiliului Local. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul 5. Ciugotaru Neculai.
Partidul Social Democrat. Subsemnat Dulciu Botanu Necunai, validat consilier în Consiliul Local al orașului Comănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul 6. Conrad Paul, Partidul Paul. Subsemnatul Conrad Paul, validat consilier în Consiliul Local al orașului Comunești, de Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, completările și modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Comunești Motorul Român. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puteri, în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comunești. Așa se întâmplă. Numărul 7. Conrad Paul, Ștefan. Partidul Social Democrat. Subsemnatul Constantin Ștefan, validat consilier în Consiliul Local al orașului Comănești, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Numărul 8. Cosma Florin Ionuț, Partidul Național Liberal. Subsemnatul Cosma Florin Ionuț, validat consilier în Consiliul Local al orașului Comănești, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul 9, Darie Irinel, Partidul Național Liberal. Subsemnatul Darie Irinel, validat consilier în cadrul Consiliului Local al orașului Comănești, județul Bacău, depun în fața dumneavoastră următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul 10, Ienache Codruț Nicolae, Partidul Social Democrat. Subsemnatul Ienache Codruț Nicolae, validat consilier în Consiliul Local al orașului Comănești, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Numărul 11. Ilie Lucica, Partidul SOS România. Subsemnata Ilie Lucica, validată consilier în Consiliul Local al orașului Comănești, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Numărul 12. Laic Robert Constantin, Partidul Național Liberal. Subsemnatul laic Robert Constantin, validat consilier în Consiliul Local al orașului Comănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării
și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să mă ajută Dumnezeu. Numărul 13, Neghea Anca Elena, Partidul Social Democrat. Subsemnata Neghea Anca Elena, validată consilier în Consiliul Local al Orașului Comănești, județul Bacău, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa se ajută Dumnezeu. Numărul 14, Olteanu Dorin, Partidul Social Democrat. Subsemnatul Olteanu Dorin, partid consilier în Consiliul Local al Orașului Comănești, Județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, completările și modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și începerea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-l aducă Dumnezeu. Numărul 15, Persecariu Elena Mihaela, Partidul Național Liberal. Subsemnata Persecariu Elena Mihaela, validată consilieră în Consiliul Local Orașului Comănești, Județul Bacău, jur în fața Consiliului, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul 16, Sarca Valentin Cristian, Uniunea Salvați România. Subsemnatul Sarca Valentin Cristian, validat consilier în Consiliul Local al Orașului Comănești, Județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57 de 2019, privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local, Consiliul Local Comănești, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul 17, Sichin Gheani, Partidul Național Liberal. Subsemnatul Sichin Gheani, validat consilier Consiliul Local al Orașului Comănești, Județul Bacău, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Numărul 18, Șișca Maria Laura, Partidul Național Liberal. Subsemnata, Șișca Maria Laura, validată consilieră în Consiliul Local al Orașului Comănești, Județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și 19, Șopârtoc Teofil Cristinel, Partidul Național Liberal. Subsemnatul Șopârtoc Teofil Cristinel, validat consilier în Consiliul Local al Orașului Comănești, Județul Bacău, în conformitate cu prevederile actului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Numărul consilierilor locali stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 129 din 8-a 4-a 2024, pentru Consiliul Local al orașului Comănești, 19. Numărul consilierilor locali validați de judecătoria Măinești, 19. Numărul consilierilor locali prezenți la ședință, 19. Numărul consilierilor locali care au depus jurământul la ședința de constituire a Consiliului Local, 19. Numărul consilierilor locali care au refuzat să depună jurământul, nu este cazul. Numărul consilierilor locali care absentează motivat, nu este cazul. Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat, nu este cazul. Domnul prefect. Mulțumesc. Potrivit articolului 118 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local al orașului Comănești. Deoarece au depus jurământul un număr de 19 consilieri locali, Consiliul Local al orașului Comănești este constituit. Felicitări! Urmează un alt capitol, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Trecem la punctul 2, în ordine de zi, depunerea jurământului către primarul orașului Comănești. Voi citi încheierea. În baza articolului 149 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, instanța validează alegerea domnului Miron Viorel, candidat din partea Partidului Național Liberal, la alegerile locale din 9-6-2024, în funcția de primar al orașului Comănești, județul Bacău. Acestea fiind spuse, al meu personal și al locuitorilor orașului Comănești, permiteți-mi să vă ofer eșarfa tricoloră, după care să vă invit să depuneți jurământul. Subsemnatul Viorel Miron, validat primar la al șaselea mandat al orașului Comănești, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență, numărul 57/2019, privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilierilor locali, reglementările din legea numărul 176/2010, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cele din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ referitoare la declarații de avere și declarații de interese ale aleșilor locali. Conform articolului 229 din OUG 57/2019, aleșii locali au obligația să întocmească și să depună declarații de avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile legii 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun în următoarele termene. În termen de 30 de zile de la data numirii sau alegerii funcției, ori de la data începerii activității. În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau încetării activității. Anual, cel mai târziu până la data de 15 iunie. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează și se transmit prin intermediul platformei online, denumită EDAI, gestionată de Agenția Națională de Integritate. Mulțumesc! Invit pe domnul primar, pe consilierii locali și alte persoane prezente care vrea să ia cuvântul, să se înscrie. Preacucernici părinți, domnule ministru, domnule senator, doamna deputat, domnule subprefect, domnilor consilieri locali aleși în acest mandat în Consiliul Local, onorată audiență, iată că a venit și ziua când, așa cum am depus și în, am spus și în cadrul jurământului, de a depus jurământul pentru cel de-al șaselea mandat. Să știți că nu este ușor să parcurgi 20 de ani în administrația locală și nu este nici pe departe posibil să păcălești electoratul să te aleagă dacă tu nu faci nimic. Este exclus acest lucru. Însă încerce cineva. Au încercat înaintea mea, care mai de care. Au încercat să păcălească electoratul în primul mandat și când au candidat, nici măcar nu au intrat în turul 2. Și pot să spun, e număr pe fiecare, că au fost Șervănică, Dumnezeu să-l ierte, nu au mai intrat în turul 2. După aceea a fost Pandelaș, Pandelaș, nu a mai intrat în turul 2. După aceea a fost Dorinel Miro, nu a mai intrat în turul 2. Pentru că de la Dorinel am luat eu din primul tur și de atunci și până în prezent mă aflu aici în fața dumneavoastră. Acest lucru s-a putut întâmpla doar pentru că am reușit prin eforturi susținute, prin muncă asiduă și prin tot ceea ce am încercat să fac, poate că nu am putut să realizez tot ceea ce am promis, dar cu prioritățile și cu prioritatea pe care am avut-o de realizat la fiecare moment prin care am trecut, spre exemplu, am preluat primul mandat, am avut inundații, am avut probleme grave. Nu puteam să mă apuc de fabrici și uzine, nici de spital sau de școli sau de altceva. Ci a trebuit să refacem case, locuințe, infrastructura distrusă de inundații, ceea ce înseamnă rețele electrice, de gaze, de apă, canalizare, infrastructură rutieră, drumuri și așa mai departe, care erau imperios necesar să fie realizate pentru ca să putem funcționa în continuare. După aceea trebuie să replantăm munții care au fost defrișați pentru a elimina cauzele inundațiilor. Acest lucru ne-a consumat o grămadă de timp din posibilitățile de a ne dezvolta, de a demara din prima etapă ceea ce ne propunem cu toții, că ne propunem să demarăm, să facem ceva. Dar dacă a luat foc casa, dacă a venit inundația, dacă a venit muntele peste tine, te oprești din lucru.
orice ai avea de făcut și rezolvă acea calamitate, gravitate care s-a bătut asupra comunității. După aceea, încet, încet am început să refacem infrastructura. Am început să refacem, să construim diguri de protecție și de apărare în orașul ăsta. A trebuit să replantăm munții. Și după ce am venit la normalitate, deci normalitatea a început să, am început să ajungem la această normalitate de-abia după două mandate. Deci două mandate am muncit să refacem ceea ce au distrus inundațiile și tot ce s-a întâmplat. După aceea am început să facem proiecte, să putem accesa fonduri europene și așa mai departe. După aceea am început să facem după aceea lucrurile pe care le puteam face și le-am făcut, funcție de priorități, funcție de banii pe care le-am avut și funcție de proiectele pe care le-am putut accesa. Și noi toți ne dorim acasă să facem nu știu ce, dar facem funcție de buzunarul și banul pe care l-avem la dispoziție. Dacă, chiar dacă facem un împrumut, chiar dacă facem un CRE, că avem colegi aici de la CRE, faci din banii pe care i-ai. Anul ăsta fac gardul, anul viitor fac... Nu m-a apuc de făcut de prima dată piscina în mijlocul curții, uite ce piscina am. Dar tu gardul ți intră câine prin grădină. Când am intrat primar, după inundații și în timpul inundațiilor și după, am fost ajutat de foarte multe asociații din străinătate, printre care și o echipă din Norvegia. Parcă îi mergea acum. Au venit, aveau o strategie extraordinar de bine pusă la punct pentru a nu se crea niciun fel de învălmășeală, pentru că ofereau anumite cadouri, haine, tot felul de, hrană, alimente, tot felul. Și aveau o chestiune în care le dădeam familiile care au fost afectate și le dădeam un bon de ordine în care spunea la ora cutare vă prezentați la primăria comunești pentru a primi dar. Bun. Și aveau un autobuz mare, imens. Au venit, am stabilit, am pus jandarmi la porțile primăriei ca să nu vină buluc și alții care nu aveau dreptul. Și au început să intre încet, încet, câte unii și alții, ca să le predăm. Să le dăm acele... Ca să ne trezim că în jurul nostru, în loc să intre câte 10 la poartă, cum le dădea drumul jandarmi. Au început să vină câte 200 de pe râpă din spatele primăriei. Și m-am impacientat imediat, domnule, dar ce se întâmplă? Cine le-a dat drumul? Pe unde le-a dat drumul? Cum au intrat? Păi zice, au intrat prin spate, ca acolo, pe sus. Păi cum pe sus? Dar au sărit gardul? Și care gard? Nu era gard, domnule. Prin spatele primăriei nu era gard. La școli nu erau garduri. Pe nicăieri nu era niciun gard. Ce să vă mai spun? Sunt multe de povestit aici. Probabil că vreodată o să scriu o carte ca să intru și eu în istoria Comăneștului cu tot ceea ce s-a făcut în 20 de ani, poate în 30 de ani, 24 de ani, 28 de ani. Dumnezeu știe cât și cum vom putea să facem ca să aducem la cunoștință prin ce etape a trecut acest oraș. Și iată că încet, încet am ajuns acum în etapa în care ne dezvoltăm investind doar prin faptul că reușim să atragem cât mai multe fonduri europene, fonduri guvernamentale, prin programe guvernamentale, cum este Angel Sanini, prin programe PNDL, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, și alte programe, prin Compania Națională de Investiții și altele, în așa fel încât tot funcție de priorități și tot funcție de posibilități accesăm și dezvoltăm orașul. Unele din problemele importante ale noastre a fost problema spitalului cu care ne-a luptat atâția ani de zile, când alții se dezvoltau și făceau investiții în spital, lejer, noi ne luptam să nu ne închidem spitalul. Ba mai mult, ne luptam să-l deschidem pentru că ne l-a închis.
Când alții aveau posibilități ca să se dezvolte, să facă ceva în localitatea și comunitatea lor, noi ne luptam să închidem să stăvilarele pentru a nu veni apele peste noi. Că ne-au inundat din toate părțile și au digurile de protecție, baraje, tot. Toate acestea ne-au ținut pe loc. Toate aceste lucruri ne-au stagnat evoluția noastră ca și comunitate. De aceea, eforturile noastre, am putea să spunem că au fost înzecite, poate mii de față de alte comunități care nu s-au confruntat cu asemenea chestiuni atât de grave. Când am terminat și cu digurile, când am terminat și cu construcția gabioanelor și când am terminat cu toate acestea, ce credeți? Au început să vină munții peste noi. Am terminat și cu munții, am început să plantăm. Toate acestea au semnat eforturi foarte, foarte mari. Acum, în perioada aceasta de dezvoltare, pentru că este o perioadă de dezvoltare extraordinar de mare, nu mai spun o altă chestiune legată de etapele prin care a trecut orașul, a fost acela prin care au fost revendicate și câștigate. Palatul Ghica, terenul din centrul orașului Comănești, este spațiu de joacă din zona Enigma, din strada Mihai Viteazu până în strada Republicii. Știe cineva că acel teren a fost revendicat? Știe cineva câți ani am judecat pentru acel teren? Nu știe nimeni. Terenul din spatele pieței, prin care noi nu mai puteam să mai trecem înspre piață, decât numai pe strada principală, pe Bulevardul Republicii, pentru că pe acolo, prin spate, a fost revendicat și câștigat. Terenul din spatele creșei. Știe cineva că acel teren a fost revendicat, câștigat și după aceea vândut, că toate au fost vândute și răzvândute. Terenul este amplasat în piața orașului Comănești. Știe cineva că a fost câștigat procese, peste procese, a fost câștigat și asta? Nu știe nimeni. Toate aceste lucruri ne-au ținut pe loc în dezvoltarea noastră. Bineînțeles că noi n-am stat, a fost în procese, dar noi am făcut și ne-am concentrat pe alte probleme pe care le puteam și le-am putut face. În momentul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am început să facem proiecte în diverse domenii și pe fonduri, așa cum am spus, pe fonduri europene, și o să vă dau doar foarte sumar. În sănătate am investit suma de 445.800.466 lei noi, nu vechi. Că lei vechi nu știu să-i citesc. Dacă faceți dumneavoastră niște socoteli și o să vedeți ce sume este. Este vreo 94.851.153 de euro, țin luând în calcul și noua investiție pe care o vom face pentru clădirea, pentru spitalul materno-infantil, o clădire cu 6 nivele, cu heliport deasupra și cu toate facilitățile pentru copiii între 0 și 18 ani. În învățământ, total investiții 155.244.786 de lei, 155.244.786. De asemenea, este o sumă imensă, unde am început prima dată aceste investiții la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, încă din anii 2004-2005. Și după aceea, etapă cu etapă, toate școlile din oraș au fost reabilitate. În urma inundației, școala Liviu Rebreanu, atunci era școala 10, școala Costache Ciocan, care atunci era școala 5, școala 5 bis, care atunci era tot 5 bis, a rămas 5 bis, Costache Ciocan. Toate aceste investiții care s-au făcut acum, mai departe, și la școala Ciprian Porumbescu, școala 2, Zăvoi, care a devenit componenta Colegiului Tehnic,
toate acestea au suferit investiții enorme și dezvoltări și modernizări, în așa fel încât în orice școală din acestea care vi le-am enumerat, puteți să mergeți oricând și vă veți minuna cum arată o astfel de școală. Grădinița cu program prelungit, grădinița cu program prelungit Grailor, creșa, se va face o nouă creșă pe strada Moldovei, creșa, o nouă creșă pe strada Libertății, echipamente digitale, TIC și echipamente didactice la școli, reconstruirea grădiniței aferente școlii 5 bis, așa cum am spus, școala Vermești și, bineînțeles, că avem și baza sportivă Vermești, care este o investiție făcută de Compania Națională de Investiții, cu aport de la bugetul local, 0 lei. Este o investiție care se realizează doar prin bani guvernamentali. Și o să vă mai spun despre, pe parte de utilități. Total investiții 132.506.665 lei, prin care avem dezvoltare rețea de gaze, extindă rețea de gaze, canalizare și stație de curare pe partea de Lăloaia, Șupan și zonele acelea, asfaltare Șupan, modernizarea infrastructurii rutiere, 16 străzi, piste de biciclete, sistem inteligent de management urban. Aici este vorba de o investiție în valoare de 132.506.665 lei. Pe partea de iluminat public, total investiții, 13.178.109 lei, unde avem parc fotovoltaic, iluminat stradal, eficientizarea infrastructură de iluminat stradal și extindere iluminat public, care în total sumează, așa cum am spus, 14 milioane de lei noi. Pe mediu avem investiții în valoare de 6.133.027 de lei, unde avem insule ecologizate, digitalizate și construire centru de colectare deșeuri în aport voluntar. Proiecte care se află în derulare, centru de aport voluntar. Suntem aproape spre finalizare, iar insulele ecologice sunt și ele în derulare. Pe eficientizare clădiri, total investiții, 152.379.082 lei, unde avem clădirile de proiectul de eficientizare a blocurilor, sediul administrativ din strada cării, fosta clădire de la gază pe care am achiziționat-o, și am uitat să aduc aminte când am achiziționat terenurile care, de care v-am povestit, nu v-am spus de clădirile care le-am achiziționat. Palatul Ghica, clădire cumpărată și care v-am spus că dacă noi aveam aceste clădiri, nu trebuia să mergem să facem investiții în a achiziționa, ci doar ne apucam de dezvoltat de reabilitate. Blocurile, clădirea sediu de la strada Gârlei, și construire piață modernă cu parcare suterană. Aici este vorba de o investiție de mai mare, de 4.255.120 de euro. Lucru pe care și aici ne-a stagnat și ne-a oprit faptul că fostul proprietar al terenului de acolo a câștigat acel teren și nu am putut să ne dezvoltăm și să facem acest lucru. Dar poate că și sper că împreună cu dumneavoastră, împreună cu noul Consiliu Local ales astăzi, vom reuși să facem aceste lucruri de foarte mare importanță pentru comunitatea noastră. Toată lumea știe și recunoaște că avem nevoie de piață. Mai avem încă un capitol la turism-cultură, unde avem Casa de Cultură Clubul Numai, care am achiziționat-o, și Palatul Ghica pe care l-am achiziționat. Am auzit discuții că doamna a dat niște sume imense. Dacă la Casa de Cultură Clubul Numai am avut ofertă de 60 de miliarde de lei vechi, după ani și ani am reușit să-l cumpărăm cu 16 miliarde. Deci de la 60 de miliarde la 16 miliarde faceți dumneavoastră diferență ca cu ce preț l-am cumpărat. De asemenea, Palatul Ghica,
împreună cu Parcul Chica, care are o suprafață de 74.000 de metri pătrați, 7 hectare jumate aproape, l-am achiziționat cu 500.000 de euro, care ar însemna pentru noi, pentru bugetul local, suma de 7 euro metru pătrat, fără să coste niciun leu clădirea. Am plătit această sumă de 500.000 de euro, care revine doar 7 euro metru pătrat de teren, pe terenul din Parcul Chica. Vă pot spune, ca să puteți face o comparație, că terenul de peste drum de Palatul Chica, de peste drum de spitalul, unde se află supermarketurile, Profi, Kaufland, ce sunt acolo, s-au vândut în momentul în care au achiziționat acei oameni, acele companii, pentru a dezvolta acele imobile supermarketuri, au plătit 160 de euro metru pătrat. Noi l-am plătit 7 euro metru pătrat. Pentru că am avut posibilitate și am avut dorința ca noi, după ce ne-am judecat zeci de ani de zile, să facem aceste lucruri. Așa că acum, în momentul acesta, când ne aflăm în faza unui nou început, am putea spune, pentru mine este o continuare, cu o nouă echipă pe care doresc să fie să lucreze în același sens în care lucrăm cu toții și muncim să realizăm pentru acest oraș, pentru că pentru aceasta ne-a ales comunitatea noastră, cetățenii din orașul Comănești, pentru a face toate aceste lucruri. Și bineînțeles că sunt care spun, doamne, dar de ce nu faci strada, dar de ce nu faci aia, dar de ce nu faci alta? Toate se vor face funcție de banii pe care ai în buzunar, funcție de bugetul pe care l-ai alocat, funcție de proiectele pe care le poți accesa. Este firesc și logic ca în cartierul Eloi și Șupan, acolo unde nu sunt străzi asfaltate, să putem să finalizăm lucrările de rețele gaze, unde este un proiect de aproape 10 milioane de euro, să putem finaliza această investiție și după ce se finalizează această investiție, dar nu este condiționată de această investiție, avem în derulare tot în acest moment și proiectul pentru extinderea rețelelor de canalizare și construcția sau reabilitarea, modernizarea stației de epurare, care este tot un proiect de 10 milioane de euro. Până nu finalizăm aceste investiții, să realizăm rețeaua de gaz, care este construită în momentul acesta în proporție, nu știu, poate peste 70%, ținând cont că proiectul, ca și suprafeță, ca și lungime, proiectul de rețea de gaz este de 45 de kilometri de rețea de gaz. Ori noi avem în momentul acesta realizat 33 de kilometri. Mai este necesar să mai realizăm 12 kilometri de rețea de gaze și finalizăm și acest proiect. Dar au apărut anumite impedimente. De la drumurile naționale, de la căile ferate, pe rețele care se suprapun pe străzile pe care le-am asfaltat pe fonduri europene și de aceea se caută acum soluții, schimbarea de soluții din rețea subterană, să se facă rețea supraterană, trebuie obținute noi avize și noi demersuri și, din nou, altă muncă. După care, bineînțeles, începem să spargem străzile din nou, de la cap la cap, să băgăm rețeaua de canalizare. Toate acestea se fac cu răbdare și tuturor. Eu, cum nu fumez, răbdarea, dar tuturor nu dau la alții care fumează. Deci trebuie să avem cu toții înțelepciunea necesară, să avem și sunt convins că noul Consiliu Local nu va avea nimic împotrivă ca să continuăm toate aceste proiecte. Nu va avea nimic împotrivă ca noi să facem toate aceste funcții de prioritizările pe care le avem. Și mai am un mic aspect pe care trebuie să vi-l prezint, împrumuturile. Este adevărat, avem la ora aceasta două împrumuturi în derulare. Împrumuturi care se află, chiar astăzi m-am uitat, ne aflăm la jumătatea
rambursărilor. Mai avem, am rambursat până acum 77 de miliarde lei vechi și mai avem de rambursat 78 de miliarde lei vechi. Aici ne aflăm în momentul acesta. Despre acest lucru discutăm. Dacă găsim surse de finanțare, dacă găsim posibilități, dacă noile guverne care vor veni și care se vor constitui ne vor aloca sume mai mari de bani către comunitățile locale pentru dezvoltare, putem să facem mai mult decât am putut face până acum. Dacă nu, putem să facem doar ceea ce putem să plătim. Niciun constructor, niciun proiectant, nici o companie, nici o firmă nu lucrează gratis. Toți așteaptă să fie plătiți și dacă lucrarea nu e plătită la timp, le dă peste cap activitatea și am avut situații în acestea când s-au încheiat lucrurile până în 31 decembrie 2023 și pentru a se semna noile contracte de etapizare, pentru că s-au făcut contracte de etapizare, s-au sistat lucrările, nemai fiind plătiți. Și atunci constructorii au trebuit să înceteze lucrul, să sisteze lucrările până când am putut să semnăm noile contracte și să facem plăți din nou către ei, pentru că aveau la rândul lor datorii către diversi furnizori, pentru forța de muncă și așa mai departe. Eu mă rog la Dumnezeu ca să ne dea, în primul rând, sănătate, să ne dea înțelepciune și răbdare. De tutun nu mă rog, pentru că putem să lucrăm și fără tutun, dacă avem înțelepciune și răbdare. Și dacă finanțările vor fi asigurate pe toate domeniile, cu răbdare, pe funcție de priorități, funcție de necesități, funcție de tot ce avem, îmi doresc ca împreună să putem să construim și o piață nouă, îmi doresc ca împreună să ne mutăm într-o primărie nouă, pentru că lucrările pentru noua primărie sunt deja începute, clădirea de la Gazi, acolo ne-am povestit, deoarece trebuie să ne mutăm obligat, forțat, pentru că va trebui să ne mutăm din clădirile vechi ale primăriei, care vor intra și ele într-un program de reabilitare. Și atunci trebuie să avem spații unde să putem să ne desfășurăm activitatea. Așa cum am avut proiectul de la Centru 5, care la vremea respectivă toți se mirau ce a făcut clădirea asta, că doar ce mai face neam. Și numai bine, că am terminat-o de construit, de reabilitat, ne-am trezit că avem nevoie să ne mutăm cu clădiri, cu desfășurarea activităților școlare în aceste și în aceste spații. Și să muți două școli, cum este Ciprian Porumbescu, unde ai aproape 800 de elevi, și Liviu Rebreanu, la de asemenea o școală cu 900 și ceva de elevi, închipuiți-vă cam ce activitate intensă este acolo și cum poți să funcționezi fără să deranjezi, fără să periclitezi activitatea educațională. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor colegilor care au fost și ne-au sprijinit din cadrul vechiului Consiliu Local, care au susținut și au votat toate aceste proiecte de care v-am povestit. Și vreau să mulțumesc anticipat, știți că este și aia, mulțumesc anticipat, noilor colegi din Consiliul Local, care sunt și din Consiliul Vechi, dar sunt și colegi noi veniți, care vor susține și vor merge pentru a putea să ne dezvoltăm în continuare cu tot ceea ce noi ne-am propus și ne propunem. Vreau să mulțumesc domnului ministru Mircea Fechet, că ne-a sprijinit în toată această perioadă și ne dorim să fie ministru și în noul guvern. Vreau să mulțumesc domnului subprefect Narcis Jitaru, domnului senator, domnilor, doamnei deputat Cătălin Naciof, colegilor din
din cadrul Consiliului Județean sau din cadrul administrației județene, care au fost alături de noi și care ne-au sprijinit și sperăm să ne sprijine și în continuare, în așa fel încât poi mâine, când se va încheia acest mandat, nu mâine, că mâine că trebuie să mai depunem, nu știu ce mai avem de făcut, poi mâine, atât de repede trece timpul, să putem să avem într-adevăr un bilanț în care să rămână toate aceste lucruri palpabile, vizibile și noi să ne plimbăm frumoși, voioși și bucuroși cu nepoții, să spunem. Toate acestea s-au realizat în perioada când eu am fost consilier local. Toate acestea s-au realizat în perioada când eu am fost primar al orașului Covănești. Toate acestea s-au realizat când eu am fost prefect, subprefect, ministru și așa mai departe. Așa că, domnule ministru, faceți parte astăzi dintr-o frântură de istorie a orașului Covănești, ținând cont că noi, așa a fost de la Dumnezeu sortit, să parcurgem peste 20 de ani și în continuare această activitate de administrație locală, administrativă, ca și primar liberal. Și vreau să vă spun că sunt primul primar liberal în ultimul 100 de ani care a mai reușit să aibă o parcurgere și să poată să administreze un oraș atât de mult. Înaintașul meu a avut 28 de ani, eu, dacă sunt sănătos, facem 24 acum și vedem mai departe, dacă îmi dă voie soția, mai candidez încă o dată, dacă suntem și sănătoși și bucuroși. Vă mulțumesc tare! Acest moment solemn în cadrul comunității noastre și a vieții comunității noastre și vă așteptăm cu mare drag să fiți alături de noi și în continuare în tot ceea ce facem noi și să ne trageți de mânică, așa cum era cineva care spunea, eu o să filmez tot timpul, foarte bine facem. Să vină, să ne tragă de mânică, să ne arate, uite, ți-ai făcut și asta, ți-ai făcut și asta și noi nu refuzăm, dar putem să motivăm. Nu am bani. Și să vă spun o glumiță, acum și închei. Nepoțica mea de 3,5 ani de la București, la sărbători, la Crăciun, vin colindători și fiica mea schimba niște bani mărunții și acolo ca să aibă cineva la colindători, câte 5 lei, 10 lei, cât avea ea. Și vineau colindau, nepoțica plătea, dădea mărunțul, câte 5 lei acolo, și la un moment dat, trebuia banii mărunți, nu mai avea. Și băia nu sunau la ușă și zice, mama, mama, colindătorii, dar nepoțica zice, nu, nu mai primim. Ea a rămas foarte nedumerită, de ce nu mai primim? Știa că deschidea la toate, tot deschidea. Iar sună alții, următorii, pleacă, sună, mama, mama, colindătorii, nu mai primim. Mai trece timp, ea sună și la un moment dat îi zice, dar de ce nu mai primim? Ea nedumerită, de ce? Adică este vreo o lege, ceva, la care fiindcă mai spune, nu mai primim, că nu avem bani. Și următorii care au sunat la ușă, s-a dus fiindcă mea, că nepoții ca s-a dus în ușă, cu mâinele șolduri, nu primim, că nu avem bani. Deci despre asta e vorba, domnilor. Noi mergem în continuare, facem în continuare, ne dezvoltăm, dacă avem bani. Vă mulțumesc frumos și să vă dea Dumnezeu sănătate și putere și să ne fiți alături și în continuare. Mulțumesc frumos! Pentru că au fost înainte de ședință atâția invitați la coadă la domnul primar și au spus că toți vor să vorbească la această ședință. Dacă îmi permite domnul primar, aș vrea să invităm pe domnul ministru Mircea Felichet să spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă fiu astăzi alături într-un moment atât de important pentru orașul Comănești, respectiv investirea noului Consiliu Local și vă urez mult succes în viitorul mandat. La fel cum mă bucur tare mult să-i fiu alături domnului primar Viorel Mirvan la investirea în cel de-al șaselea mandat. Cred că foarte bine spunea dânsul mai devreme că poți păcăli oamenii un an, poți să-i păcălești doi, poate patru,
dar în niciun caz nu poți să-i păcălești timp de 20 de ani. Mărturie probabil stă și lunga listă de proiecte despre care domnia s-a vorbit. La un moment dat mă uitam în sală și observam că unii așteptau poate să se termine toate acele investiții, pentru că dura deja prea mult. Însă, întotdeauna să știți că numărul de mandate este proporțional cu numărul investițiilor. Și motivul pentru care domnul primar Viorel Miron se bucură încă și sunt convins că o face și în continuare de încrederea cetățenilor orașului Comănești, este și acela că, fie că discutăm despre sănătate, fie că discutăm despre educație, fie că discutăm despre astfel de investiții, precum acest loc absolut minunat în care ne aflăm, cred eu că și-a făcut bine treaba. Și dați-mi voie, domnule primar, pentru început, să-i rog pe cei din audiență să vă aplaude pentru munca de peste 20 de ani. Să știți că domnul primar Miron e o inspirație continuă pentru mine. Dacă am fost eficient ca ministru, și unii spun că am fost, alții că n-am fost, pentru că de asta e frumoasă democrația, să poată fiecare să aibă propria opinie. Dar dacă am fost eficient, vă spun că am fost și pentru că am colegi de la care am învățat, așa cum e domnul primar Viorel Miron. Și am fost și pentru că standardul pe care l-a setat, el nu fiind doar primar și nefiind un doar prieten, este fostul președinte al filialei Bacău a Partidului Național Liberal, cel de la care am primit partidul mai bun decât l-a găsit atunci când a ocupat funcția de președinte, și cel fără față de care am o datorie morală, la fel cum am și față de ceilalți colegi, să-l las la rândul meu mai bun. Așadar, aș încheia spunând că, dincolo de ceea ce se întâmplă în fiecare zi, dincolo de opiniile pro și contra pe care fiecare dintre noi le avem, cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-o campanie electorală în acest moment, un lucru e clar. Lucrurile bune făcute deja pentru orașul Comănești, lucrurile bune care se construiesc chiar astăzi, vor dăinui și vor rămâne aici pentru generațiile următoare. Iar la capitolul fonduri europene, pot să afirm că sunt extrem de mândru că am astfel de colegi, care nu ratează nicio axă de finanțare, nu ratează nicio posibilitate, și dacă am adunat proiectele domnului primar Viorel Miron, și mă bucur că mai am câțiva colegi în sală, e domnul Vali Vieru, primarul municipiului Comănești, e Toma Constant, Moinești, ce-am zis? Nu se știe niciodată. E Toma Constantin, primarul orașului Cărmănești, și Ionică Câtă, primarul comunei Măgirești, de la care tocmai vin. Cred că adunând proiectele europene a celor patru primării pe care le-am enunțat mai devreme, cred că au împreună cât o parte însemnată a întregului județ Bacău. Nu sunt pentru ei, nu le ia nimeni acasă, sunt pentru locuitorii județului nostru și mă bucur că am reușit în calitate de ministru să particip, să pun și eu umărul la lucrurile bune pe care le-am făcut în România și de care ne-am bucurat și noi, băcăoani. Așadar, domnule primar, sper că n-am fost prea lung, vă urez la fel de multă putere precum ați avut și în primele
5 mandate. Vă urez să aveți la fel de multă energie și am știut atunci când ați depus mandatul că acele cuvinte nu au fost doar niște vorbe citite de pe o foaie. Dumneavoastră ați crezut fiecare cuvânt, ați trăit fiecare cuvânt și când ați jurat că vă veți dărui toată priceperea pentru orașul Comănești, sunt convins că ați știut că asta veți face. Mult succes și Doamne ajută! În invitat microfon pe domnul senator Fenechiu. Vreau cu cele și părinți, domnule primar, domnul consilier, domnule ministru Fechet, domnul primar, onorată asistență, văd chiar mai mulți primari, văd că și nu doar un primar Turcean. De acum avem. Așa. Adevărul este că în momentul în care spui Viorel Miron 6 mandate, încheie discuția despre evaluarea lui. Evaluarea au făcut-o cei care au rest de 6 ore. Te poți întreba dacă va intra în concurență cu Isărescu sau nu. Asta e întrebarea care se pune și răspunsul. Eram la Măgerești, Ionică Câdă și trebuie să recunosc că tot timpul am fost la Măgerești cu foarte multă plăcere pentru că plecarea lui pentru cultură, pentru frumos, Casa Nicoenea, Muzeul Răzicilor Găzari și anumite evenimente care ne face tot timpul mi-au plăcut. Nu reușesc să vin cât de des mă invită. Și uitați-mi să-l menționez pe primarul Miron pe rândul celor care au pus localitatea lor pe harta României în ceva. Această sală de sport, investițiile care le-a făcut, sunt lucruri care, cu siguranță, sunt doar un exemplu de bune practici. Îmi amintesc că eram foarte des la televizor și mă întrebau competitorii politici: bine, domnule, tot vorbești de Bolojan, de Boc, de nu știu mai cine, dar din Bacău de cine vorbești? Și mi-aduc aminte că atunci din Bacău vorbeam de Viorel Miron, vorbeam de Valentin Vieru, vorbeam de Toma Constantin, motiv pentru care, chiar dacă există o diferență între Comănești și Oradea, dacă facem un raport procentual, cred că fondurile europene atrase pe cap de locuitor fac Comănești să stea înaintea Oradei. Dar promit că o să fac acest lucru și îmi fac și dumneavoastră și Comănești. Având în vedere faptul că suntem foarte mulți aici și să vorbim să mai vor și alții să vorbească și că cel mai important lucru este să fiți scurt și eficient, vă doresc multă sănătate, consiliul local succes, primarului succese, multe, și dacă se hotărăște să se bată cu Hugo Isărescu, promit să-i fiu alături. Îl invit la microfon pe părintele Maxim, înțeleg că vrea să spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunt dumneavoastră împreună și țin mai întâi să vă salut. Cu drag. În același timp sunt, am emoții pentru că s-am fost la principiul printre să spun câteva cuvinte. Mă și gândeam, venind cu mașina către acest centru foarte frumos, care îl iubesc foarte mult și care, la care am venit cu mulți dintre prietenii mei plecați peste votare, fiind și așa mai departe, au dorit să facă poze aici și le-au transmis în toată lumea să se știe că, într-adevăr, în Comănești, cum s-a și spus de domnul primar și alții vorbitorii, domnul ministru și domnul Fenecheu, că, într-adevăr, este un oraș în care se lucrează. Când se intră într-o mănăstire, de obicei există acolo un slogan sau o vorbă. Ora e de la bune, roagă-te. Și într-o mănăstire, într-adevăr, rugăciunea este o practică la fiecare ceas din zi și de noapte. Dar se adaugă și la bune, adică roagă-te și muncește. Atunci și cu acest edificiu, dar și cu celelalte care s-au, și le vedem cu toții și le-am văzut cu toții, într-adevăr, în orașul Comănești, ne-am rugat noi preoții și ne vom ruga în continuare, fără doar ce poate, dar în acest oraș s-a muncit foarte, foarte mult. Eu nu mai sunt de unde m-am născut, nu uit de unde am plecat, dar am crescut aproape 40 ceva de ani de zile, alături de cei care au fost primari în Comănești și, bineînțeles, iată un sfert de veac, aproape alături de domnul primar Viorel Miron. Am crescut împreună, am discutat
n-am și contrazis de multe ori, chiar în biroul dânsului. Am fost în diferite locuri din preună și n-am putut să uit cum, la lungul timpului, venind din nou nostru pe atunci, Părintele Episcop, nu era episcop înalt, nostru episcop, ci era în la dreapta Părintelui Eftimie Dumnezeu să-L odihnească în pace. Erau fiind primul la parohia Sfântul Spiridon, altul de domn primar, în ținuta, bineînțeles, sărbătorească, l-am întâlnit cu el, cu Părintele Episcop și la hramul Sfântului Spiridon, atâția ani de zile, slujbe foarte frumoase. Habar n-am dacă se mai face acum hramul la Sfântul Spiridon, vorba Domnului Ministru, unii spun că se face, alții spun că nu se face, da? Eu habar n-am. Și bineînțeles, am întâlnit de asemenea cu domnul primar de prun, tot Părintele Episcop, pentru că vă amintesc acest lucru, pentru că sunt preot, la sfințirea Cheismei, care a fost un obicei de mult în Comănești, și reluat și reanotat după aceea trecut de domnul primar Viorel Miron, în centrul orașului, după aceea mergând la râul Trotuș. Deci iată și evenimente care domnul primar, care s-a făcut o lucrare, s-a implicat alături de noi, preoții și numai de mine și de ceilalți preoți, și toate în acest oraș s-au făcut foarte, foarte frumos. Cred, dacă vreți, că este un oraș care poate, cum spunea și domnul Ferecheu, poate concura cu oricare alt oraș, nu știu dacă poate să întreagă orașul Orat. L-auzeam pe domnul Ilie Boloja la vreo două serii în urmă, spunând că trebuie să ținem cont cu orice om care ajunge în aceste demnități, că demnitatea la care ajung, erodează în timp. Așa este. Și preot, dacă ești episcop, deja apare această erodare, adică un fel de nu mai ești când ai făcut așa ca și la început. Dar, totuși, de 6 ori mai întâi aleși, după aceea reales, de 6 ori să fii primar în orașul Comănești, să spunem că ar fi o mică erodare. Totuși se merge înainte pe crezul că acest primar totuși poate continua și să ducă mai departe, tot îl va ține sănătatea și că Dumnezeu va fi ca să fie alături de noi întotdeauna și sperăm să fie, să facă în continuare ceea ce și-a propus. Eu vreau să vă spun și altceva. Mergând în vara aceasta, nu știu câte ori la mănăstirea, Izvorul Mureșului, o mănăstire foarte frumoasă, unde a fost cândva ca și episcop Părintele Ioan, care este cu Mitropolitul Banatului, și el acolo a pus-o din nou pe picioare într-un mod excepțional. Este o realizare pe acest traseu, mai ales după ce treci Păgetul, mergând către Gheorghen, în acolo deosebită. Este un popas de Dumnezeu mai mare drag. Acolo sunt și câteva ateliere foarte interesante și cei care fac acele, dacă vrei să spunem, ateliere de păstrași, de luat, de vădincioșii care ajung acolo, un fel de, cum se numea, o carte sau un fel de ceva de pus în pet. O agrafă, dar făcută pe suport metalic, scrise foarte frumos, e dacă vreți că asemenea cu carte scrie așa, ce este preotul? Răspunsul tot acolo, când e prinț, când cercetor, când e cârpa tuturor. Are, dacă vreți, să spunem, ne-am întreg, să spunem, filozofia aceasta, să spunem, o carte, această spusă. Poate cumva se acomodează această vorbă spusă despre un preot și preoții, răzmerirea care trebuie să o aibă fiecare preot, înțeleg foarte bine ce înseamnă aceste cuvinte. Cred că dacă se potrivește și în cazul oricărui alt primar, dar și în cazul cu domnul nostru primar, Viorel Miron. Pentru că așa cum spunea și dânsul, poate de atâtea ori l-am criticat pe nedrept, poate de multe ori și alții l-au criticat și pe drept. Dacă deși el poate a fost în acest oraș atâția ani de zile și prinț, dar încercând să facă ceva, a fost și cerșător. Dar în final, poate pentru unii și va rămâne pentru unii, că așa sunt oamenii, cârba tuturor. Ceea ce, de fapt, cum spunea domnul ministru, democrația putem spune orice. Dar să nu uitați, dacă vreți, că ne va judeca bunul Dumnezeu pentru fiecare și ne va da, într-adevăr, valoarea pe care, într-adevăr, o merităm și care se va vedea la un moment dat când ajungem la dreapta judecată în împărăția asta ce cerească. Domnule primar, nu știu dacă și alții vreau să vă mai luau cuvântul, aici și Părintele Catolic, din Rămân cu noi, și cei doi părinți monahi,
Dar ce vreau să vă spun, cred că sunt la sentimentul tuturor, dacă nu vreau la cuvântul, sunt la sentimentul și-al lor. Să vă transmitem de la, din partea noastră, să aveți multă sănătate. Vă primar să aveți întotdeauna mintea clară și lucidă, cum ați avut și cum și până acum. Să nu ezitați în ceea ce este bun, să mergeți cu pași siguri și să realizați nu pentru dumneavoastră, dar sigur este să aveți și istoria și bucuria dumneavoastră, ceea ce își doresc acești oameni și ceea ce s-a făcut în atâția ani de zile foarte frumos, cu cât este un oraș recunoscut pe multe hărți, poate ale Europii, să poate și mai departe. Și în același timp, pentru că suntem preoți noi, am să zic o rugăciune foarte scurtă, și anume, Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie și cu dumneavoastră și cu noi membrii ai Consiliului Local Comănești, cu toți cei care vă susțin de pretutinde, fie de la județul nostru Bacău, fie de la organele centrale, iată domnul ministru Fechet, domnul ministru Fechet și cu domnul Fenechiu, dar și alții care vă susțin, deputații și toți ceilalți, să fie deci cu toți și cu noi cei din Comănești, cu toată lumea, toată țara noastră, să fie cu noi cu toți, să ne dorească binecuvântare, suport și ajutor, pace, dragoste și bună înțelegere. Amin. Doamne ajută! Mulțumim, părintele Maxim, și pentru rugăciune. Îl vin la microfon pe domnul primar al municipiului Mărești, Valentin. Doamnelor, domnilor, sunt bucuros și onorat să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră la acest eveniment important din viața comunității comăneștene. Și pot să vă spun că sunt în același timp onorat că fac parte dintr-o echipă de primari, așa cum spunea și domnul ministru, poate cei mai performanți din județul Bacău. Domnul Viorel Miron, domnul Constantin Toma, domnul Ionică Gâdă, domnul Răzvan Todoțe de la Zemeș, este aici și domnul primar de la Busturoasa, care începe un nou mandat și urez succes pe această cale, și că fac parte din cea mai dezvoltată zonă a județului Bacău, mai ales în ceea ce privește atragerea fondurilor europene. Să știți că nu e ușor să implementezi un proiect cu finanțare europeană. Doar noi, primarii, aparatul de lucru al primarului și consilierii care au bunăvoința și votează cu sufletul și nu doar atunci când primesc un ordin politic să se opună unor proiecte care dezvoltă comunitatea, știm ce înseamnă să muncești și să implementezi un proiect cu finanțare europeană. Acești bani nu se află nici la granița țării, nici la Bruxelles, nici la București, te așteaptă să mergi să iei. Și aceste fonduri se atrag cu cei din primărie, cu aprobarea consilierilor locali. De aceea, intrăm pe noi consilieri și tot Consiliul Local să aibă înțelepciunea să voteze acele proiecte care sunt de strictă necesitate într-o comunitate și, așa cum spuneam, să nu se opună dacă primesc un ordin politic. Pentru că numai așa pot dezvolta o localitate prin comunicare, prin colaborare. Îl felicit pe domnul Viorel Miron, primarul orașului Comănești, căruia în 2008 i-am călcat pragul și i-am cerut sprijinul să mă ajute în campania electorală ce urma la acea vreme. Iată, astăzi ocup și eu această funcție, la al doilea mandat, cu cele două mandate de viceprimar. Am început o dezvoltare a municipiului Moinești, dar atunci, în 2008, primar domnul Viorel Ilie, care astăzi este și candidat pentru Camera Deputaților, și dați-mi voie să urez succes și să dea domnul să devină deputat, să fie de ajutor, știu că nu va fi un deputat doar al municipiului Moinești, ci al întregului județ Bacău și al dumneavoastră, al comăneștenilor, sigur. Să muncim cu toții în echipă, să dezvoltăm aceste localități. Lumea ne-a dat încredere, ne-a votat. Nu este întâmplător această alegere, că în mod sigur doar Dumnezeu a ales ca noi să fim primari prin votul pe care dumneavoastră l-ați exprimat și dumneavoastră aveți multe așteptări și noi trebuie să răspundem așteptărilor dumneavoastră. Așa cum spuneam, vă urez succes, vă urez și la mulți ani, că este ziua dumneavoastră, duminică, până ai peste două zile, să sărbătorim. Dar sărbătorim și e o vârstă frumoasă, după cei 20 de ani de primar, iată, la un nou mandat.
Urez succes și noului Consiliu Local, să dea Dumnezeu să vă bucurați peste 4 ani de realizările dumneavoastră și, bineînțeles, sănătate și un sport tuturor din această sală și din orașul Comănești. Doamne ajută! Dacă tot s-a vorbit de vecini și de cei mai performanți primari, ne invit acum și pe domnul primar al orașului Târmănești, domnul Toma Constantin. Domnule ministru, domnule primar, stimați colegi din Consiliul Local, doamnelor și domnilor, este o onoare să ai șansa în viață să depui jurământul de credință pentru neam și pentru țară. Cred că eu am trăit cele mai intense emoții atunci când pentru prima dată am jurat credință comunității care m-a ales și mi-am amintesc cu drag de anul 2008. După aia au mai urmat niște etape frumoase în viața mea și cele în care am fost investit sub prefect al județului Bacău și sigur mi-aduc cu drag aminte anul 2016 când am jurat să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru binele comunității din Târmănești. Cred că ar trebui, odată cu depunerea acestui jurământ, să vă apropiați mai mult de oameni. Cred că ar trebui să lăsați politica undeva mai în spate, nu să uitați de ea, dar cred că ar trebui să o lăsați un pic mai în spate și să faceți mai mult pentru comunitate, adică să faceți administrație. Faptele sunt cele care vorbesc după noi și spune aici domnul primar ca mâine se termină acest mandat care, sigur, sau de la care oamenii din comunitatea dumneavoastră așteaptă foarte mult. În politică, vremea trece mult mai repede decât în viața de zi cu zi. Ca mâine constatăm că au trecut cei 4 ani și că poate n-am făcut tot ceea ce stătea în puterile noastre din diverse motive. Așa că vă îndemn la unitate. Vă îndemn să luați cele mai bune decizii în Consiliul Local. Vă îndemn să ascultați oamenii, pentru că această comunitate care v-a votat chiar a crezut în dumneavoastră. Dacă domnul primar este la 6-lea mandat, înseamnă că a reușit să convingă și nu prin vorbe, ci prin fapte. Aș vrea să vă mai spun ceva la care țin tare mult. S-a vorbit de colegi performanți. Să știți că noi nu suntem cu nimic mai bun decât dumneavoastră. Poate că muncim mai mult, poate că învățăm mai mult, poate că ne dorim pentru comunitățile noastre mai mult. Vedeți că viața trece atât de repede și poate n-am reușit să facem în viața noastră tot ceea ce ar fi trebuit să facem ca să ne păstrăm copii acasă, ca să reușim să ne aducem frații sau surorile care sunt plecate undeva prin afara țării. Poate că suntem aspru judecați uneori, noi, clasa politică, că n-am făcut suficient pentru țară. Dar suntem și noi oameni. Și atunci dorința noastră este, ca împreună cu dumneavoastră, să facem tot ceea ce ne stă în putință, să facem ceva pentru oameni. Scopul nostru este, dincolo de a dezvolta aceste comunități care ne-au ales, să ridicăm și această zonă și această regiune. Să ridicăm județul Bacău și, de ce nu, să schimbăm România. Mi-aș dori tare mult ca această zonă de vest a județului Bacău să devină coloana vertebrală a județului Bacău. Asta o putem face împreună. Nu putem vorbi doar de investiții într-o localitate sau în alta și să spunem că o ducem cu toții bine. Pentru că am ieșit cu mașina dintr-o localitate și am intrat în alta, vedem poate acele diferențe serioase dintre bine și rău. Haideți să muncim împreună să ridicăm această zonă, să putem să spunem sincer. Am fost un mandat, 2, 3 sau 5 primar într-o localitate. Dar mă bucur că și vecinul primar din localitatea vecină a fost poate la fel de bun ca mine sau chiar mai bun. Și în felul acesta reușim, repet, să ridicăm această zonă. Altfel,
vom rămâne unde suntem sau poate chiar mai jos. Vă felicit pe toți și am încredere că această localitate se va păstra cel puțin la nivelul la care este astăzi. Eu sunt convins că prin investițiile pe care le derulați în București, va crește. Să știți că aceste localități de pe Valea Trotușului sunt localități de referință. Foarte mulți ne invidiază din județul Bacău. Foarte mulți și-ar dori să aibă investițiile pe care le are Comăneștiul astăzi. Dar nu le au. Și sunt localități mult mai mari decât Comăneștiul sau decât Permăneștiul sau decât Moineștiul. Să știți că sunt oameni primari puternici cu foarte mulți bani care sunt ineficienți. N-aș vrea să dau exemple aici, dar asta înseamnă că aici ați avut șansa să aveți un om, să aveți o echipă de consilieri care au muncit mai mult, care poate au fost mai înțelepți și care au rezultate mai multe. Domnule primar, să vă țină Dumnezeu sănătoși, sănătos pe dumneavoastră, Consiliul Local să fiți sănătoși, să știți că nu suntem noi, eu știu, pe aceste funcții pe toată viața. Suntem vremelnici, poate astăzi, suntem mâine, dar să nu ne fie rușine nici o clipă că am fost fie consilier local, fie primar, fie ministru și așa mai departe. Sănătate, mult succes, localitatea Dărmănești și-a propus să vă depășească și vă lansez o provocare, da? Așa că avem multe de învățat de la dumneavoastră, dar cu siguranță și dumneavoastră de la noi. Mult succes! Am vorbit de oraș, acum invităm primarul comun, domnul Cândă, vă rog. Dați-mi voie să citesc titlul de excelență pe care eu, primarul Comunei Măcelești și Consiliul Local al Comunei Măcelești, îl oferă domnului primar domnului Ion. Se conferă titlul de excelență domnului primar Viorel Ion, primar al orașului Comunești, cel mai destoinic primar liberal. Vă doresc multă sănătate, putere. Pentru mine ați fost un exemplu și un ajutor concret și corect pentru locuitorii Comunei Măcelești și pentru primarul Comunei Măcelești. Vă doresc succes în următoarele mandate. Felicitări Consiliului Local, felicitări dumneavoastră că aveți cu cine defila un viitor. Mulțumim frumos, domnule primar, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă puteți realiza și dumneavoastră tot ceea ce v-ați propus în viitorul mandat și să prindeți și dumneavoastră și al șasea, și al șaptelea mandat, câte zile vă dă Dumnezeu putere și sănătate să puteți rezulta pentru și realiza ceea ce vă doriți pentru comunitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc și am înțeles. Mai sunt puțin vorbitor, dacă mai aveți puțină răbdare. Noi oricum va trebui să mă rețin ședința la un moment dat, trebuie să fugim la altă investire, la un alt primar destoinic și tânăr de altfel, primarul Comunei Vuitus. Până atunci, aș vrea să-l ascultăm și pe un fost primar, ministru, secretar de stat, senator și sper eu deputat, domnul Vuitus. Domnule primar, mulțumesc, domnule subprefect. Chiar mă uitam, poate închidem. Și sunt convins că o să apreciați la discursul meu, nu poate calitatea, cât lungimea sau cât de scurt sunt. Domnule primar, mulțumim. Este o bucurie să împărtășim astăzi aceste emoții împreună. Este, aș îndrăzni să spun, o zi istorică, pentru că istoria astăzi noi o scrie. Și dacă ne-a hrăzit Dumnezeu și am putut să facem ceva, atunci vom rămâne în istorie cu faptele bune pe care le facem. Vă doresc să faceți numai fapte bune, să conlucrați bine în cadrul Consiliului Local, aproape de cetățeni, pentru că, în definitiv, tot ceea ce facem sunt pentru acești oameni și pentru a crește
nivelul de trai, de a îmbunătăți viața oamenilor, semenilor noștri. Eu vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu pentru colaborare. N-aș închide pentru că e bucuria asta și aș vrea să o menționez aici pe doamna Gură, care mi-a fost mentor. Mulțumesc că am avut această ocazie să lucrăm împreună. Sunt multe, privind în istorie, putem și să zâmbim astăzi, dar această competiție între aceste localități, eu cred că este foarte benefică pentru cetățeni. Și vă rog să fiți ambițioși în continuare și să încercăm să creionăm un top, nu știu, poate cu toți trei, cu toți patru, cu toți primarii de aici să fie undeva, să încăpeți pe podium. Mult succes, Doamne ajută, sănătate și multe proiecte împlinite! Cu siguranță, după ce veți câștiga mandatul, veți vorbi mai mult. Până atunci, înțeleg că a fost un consilier care a vrut să... Da, domnule Marchivar. O să fiu foarte succint, vreau să fac o scurtă observație și vă rog din tot sufletul să nu mă luați în nume de rău. Mi-aș fi dorit ca ședința solemnă de constituire a Consiliului Local și de punerea jurămintelor, atât de către Consiliul Local, cât și de domnul primar, să fie început cu o binecuvântare din partea mea cu cer și cu părinți, dar cu siguranță vă cer permisiunea domnului primar ca măcar să încheiem cu o binecuvântare din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, dar protocolul e unul, știți, gata, stabilită, nu e o problemă, normal că rugăciunile prea sfințiților e foarte binevenită. Mai este o singură chestiune pe care vreau să o adaug eu, pentru că trebuie să o adaug. Mai dorește cineva să spună ceva? Domnul prefect, dacă îmi permiteți, aș vrea ca să... Domnul primar, o secundă, o să vă rog. Deci o să încheiem cu o mică rugăciune.